În noul tarif pentru gazele naturale stabilit de ANRE, a fost luată în calcul reducerea prețului combustibilului cu 17% în trimestrul 3 din 2015. O spune chiar Ministerul Economiei, care afirmă că estimările Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică sunt corecte, iar revizuirea tarifului ar duce la acumularea de noi datorii și ar crește riscul să fie suspendate livrările din partea Gazprom. La mijlocul lunii iulie, ANRE a majorat cu 15% tariful pentru gazele naturale livrate consumatorilor. Ulterior, Consiliul Suprem de Securitate a recomandat instituției să-și revadă hotărârea în contextul ieftinirii gazului livrat Moldovei de Gazprom.